avem 40 de grame de proteină cu 3 lei 49. Salutare oameni mei și bine v-am găsit la un nou vlog. E bine, astăzi suntem la Lidl în față și ce credeți? După cum ați citit în titlu, o să încercăm să găsim cât mai multe alimente, snack-uri în general pe care puteți să le luați cu voi la școală, la facultate, muncă sau oriunde ați vrea voi, sub 5 lei sau să ne încadrăm măcar până în 5 lei fix sau 5 lei 50, haideți că mă iertați dacă depășesc măcar la un aliment sau două cu 50 de bani, așa că nu uitați să lăsați un like dacă vă plac aceste tipuri de vloguri în care mă duc în magazin și vă arăt diferite alimente la prețuri foarte bune și lăsați-mi un comentariu în care voi să-mi spuneți unde și în ce magazin ați mai vrea să mai merg pentru a face astfel de challenge-uri. Și nu uitați să-mi lăsați un follow pe Instagram, fiindcă acolo postez zilnic absolut tot ce mănânc în story pentru a vă ajuta pe voi să vă îndepliniți scopurile. Dar până atunci, haideți să mergem în Lidl ca să vedem ce putem să găsim sub 5 lei. Bum. Oamenii mei, trecem la următorul snack pe care voi îl puteți avea. Avem crispy slices cu făină din secară și ambele au 338 de calorii pe 100 de grame. Un singur crispy bread are 31 de calorii, deci e super bun, puteți să-l combinați cu cottage cheese-ul, cu iaurtul. Aici avem varianta cu susan și aici o avem simplă, da? Făină din secară și macronutrienții sunt destul de corespunzători. Doar că aici, față de cele cu susan, avem mai puține grăsimi, 1 gram de grăsime și aici avem 6 grame din cauza conținutului de susan. Iar ambele costă 3,19 lei. Deci, dacă sunteți în căutarea unui snack post-workout, aveți aici baton cu fructe, cu diferite gusturi, sour cherry, blackberry și tropical. Dar, atenție, am zis post-workout sau pre-workout, cum vreți voi, deoarece au un conținut ridicat de carbohidrați, nu au zahăr deloc și sunt 94% din fruct, curmale, afine și așa mai departe, în funcție de aroma pe care o alegeți. 5,99 lei pentru un întreg pachet care are 5 batoane. Și am ajuns la secțiunea de grăsimi sănătoase, mai exact arahide, cu sare în cazul în care nu le vreți cu aromă, 4,99 lei, cu aromă spicy, 2,99 lei, mix de stafide, arahide și alune, 3,99 lei și mix de nuci, 4,40 lei. Toate acestea au grăsimi sănătoase, nu trebuie să vă feriți de ele, chiar dacă sunt puțin prăjite. Eu în general vă recomand să vi le luați neprăjite, crude, ca să beneficiați de toți nutrienții pe care i-au. Deci am ajuns la frigidere și am găsit o supă cremă de linte, deci nu sunteți pregătiți pentru macronutrienții aceștia. 214 calorii, din care 3,5 grame grăsimi, 28 grame carbohidrați și 13 grame de fibre, din care 11 grame de proteină, 13 grame de fibre și 11 grame de proteină pe 100 de grame și costă doar 3,69 lei. O supă de 380 de grame. Nu știu gustul, dar macronutrienții ăștia mă fac să vă recomand 100%. Și avem aici un smoothie, fiți atenți. Ananas, banană, cocos și mai multe. Și cel mai important este că nu are zahăr adăugat. Hai să vedem și macronutrienții. 82 de calorii, 3 grame de grăsimi, 11 carbo și 1 gram de proteină. Super ok din punct de vedere al fructelor, mango, cocos, multe alte fructe care au minerale și vitamine esențiale pentru organismul nostru. Deci vi recomand, fiindcă spre deosebire de alte sucuri pe care le găsiți în comerț, acesta nu are zahăr adăugat. Și este și la un preț foarte avantajos. Doar 3,99 lei un singur suc și au foarte multe sortimente. Deci, am găsit acum la frigider niște cutiuțe cu hummus, fasole, mamă, la un preț demențial și macronutrienții sunt, efectiv, mă las surprins. 144 de calorii, 7 grame de grăsimi, 5 grame de proteină, mă rog, 5,6, 4 fibre și 11 glucide. E genial pentru că are foarte puține grăsime, adică foarte puțin ulei adăugat și 144 de calorii per 100 de grame, e super bun. Chiar o să-mi cumpăr și eu fasole de asta și o să revin cu un review pe vlogurile următoare. Avem și hummus, care este 100% din năut, cu 14 grame de grăsimi din cauza uleiului de floarea soarelui, dar nu vă faceți griji, nu este în cantități mari. 6 proteină, 5 fibre și 11 glucide. Și la acestea puteți să adăugați și o salată de ardei capia copt, foarte bun și acesta la preț, 4,99 lei și fiți atenți calorii, 66 de calorii pe 100 de grame, 2 grăsimi, 10 glucide, 1 gram de fibră. 4,99 lei, 3,99 lei, 4,50 lei. Ce vreți mai mult de atât? Cu crispy bread-urile alea și cu rondelele de orez. Oamenii mei, fiți atenți ce am găsit, macro afumat, condimentat, cu fum natural. Avem 5 lei 49 pentru 150 de grame de macro, din care macronutrienții sunt super buni și fiți atenți de ce. 20 de grame de grăsimi, 20 de grame de proteină, da?
dar sunt grăsimi sănătoase, grăsimi provenite din omega 3 și știți foarte bine că vă recomand mereu să folosiți grăsimi sănătoase din pește măcar de 2 sau 3 ori pe săptămână pentru a beneficia la maxim de aceste grăsimi. Am mai găsit și această salată de cartofi cu cremă de iaurt și fiți atenți ce macronutrienți bune are. 6 grame de grăsimi, 15 carbo, 1 gram de proteină, 126 de calorii per 100 de grame. Cât costă? 1 kg, 10 lei, dar dacă acest vlog este făcut cu 5 lei, avem această salată împărțită la 2, 500 de grame de salată de cartofi, 5 lei. Eu zic că e super convenabil, nu? Oamenii mei, fiți atenți ce am găsit. Am găsit piept de pui afumat, 96% carne și etichetă curată. De ce? Pentru că nu are soia adăugată, fără amidon modificat adăugat, fără monoglutamat adăugat și fără gluten. E ok din punct de vedere alimentar, ok am zis, n-am zis că este foarte bun, dar dacă aveți nevoie de un snack rapid, vi-l recomand. De ce? Pentru că avem doar 2 grame de grăsimi, 21 de proteină și 110 calorii. Și de ce vi-l recomand? Pentru că după cum scrie și aici, costă 4,96 și are 166 de grame de proteină. Deci aveți un snack cu peste 30 de grame de proteină la 5 lei. Pe fugă, bineînțeles, nu în fiecare zi, că până la urmă suntem oameni, nu stăm să ne privăm de anumite lucruri. Și fiți atenți ce supe am mai găsit tot așa la 4,99 lei. Supă cremă cu spanac, macronutrienți corespunzători, 44 calorii, 2 grame de grăsimi, 3 carbo și 1 gram de proteină. Și supă cremă cu cartofi și chimen, 45 calorii, 2 grăsimi, 5 glucide și 1 gram de proteină. Am găsit brânză dietetică, mă rog, am găsit, știu deja de ea, 2,99 lei, cel mai bun preț posibil de pe piață. Brânză proaspătă de vaci, 0,3 grăsimi, deci o recomand, fiți atenți aici, 11,8 grame de proteină. Știu că are lactoză, mulți spun că nu este ok, dar cei mult strică. Dacă mâncați în cantități mici, nu o să vă dăuneze această brânză. Mai avem mini mozzarella light, 4,49 lei. Fiți atenți macronutrienții, 165 calorii, 8 grame de grăsimi și 20 de grame de proteină. Foarte frumos desfaceți mozzarella light, mâncați cu acele pâini tartinabile pe care vi le-am arătat deja, rondele de orez sau cu ce vreți voi. Fiți atenți ce am găsit la 3,49 lei, brânză tartinabilă light. Și de ce e light? Pentru că are doar 99 de calorii, doar 4 grame de grăsimi și 12 grame de proteină. Perfectă pentru acea pâine tartinabilă pe care v-am arătat-o sau rondelele de orez. Și de asemenea mai avem și cottage cheese light. Cred că e cel mai light cottage cheese pe care l-am văzut până acum pe piață. 69 de calorii, 12 grame de proteină și doar 0,8 grame de grăsimi. Și este tot așa, doar 3,49 lei. Fiți atenți ce am găsit. Este un iaurt cu foarte puține grăsimi. Are doar 62 de calorii și 0 grame de grăsimi. Foarte clar scrie aici, 0 grame de grăsimi, 11 grame de proteine și 4 grame de glucide. De ce vi-l recomand? Pentru că este doar 3,49 lei, reprezintă un snack foarte bun și avem 3,49 lei pentru 350 de grame de iaurt. Adică avem un snack cu până la 40 de grame de proteină pentru 3,49 lei. Super bun, nu? Hai. Nicăieri nu o să găsiți un preț mai bun ca la Lidl, la tonul în suc propriu, 4,99 lei pentru 112 grame de ton, cantitate scursă, atenție, deci după ce scurgeți rămâneți cu 112 grame de ton, adică cu peste 26 de grame de proteină și ce bine este că are aceste semne cu safe. Deci este în regulă consumul acesta de ton. Dacă nu are delfinul acesta pe care scrie safe, nu vă recomand să alegeți tonul acela, chiar dacă este mai ieftin, este dăunător pentru voi și nu cred că vreți să vă îmbolnăviți pentru 2 lei. De asemenea, dacă tot vine vorba de ton în bucăți, mai avem și ton cu legume în sos, care tot așa are delfinul acesta, ne anunță că este safe și este într-un sos spicy cu ceapă și mazăre. Deci un conținut de proteine ridicat, 11 grame de proteină, 1 gram de grăsimi, nu are multe grăsimi, și 5 grame de carbo. Totalul caloric 80 de calorii per 100 de grame. Deci are mai puține proteine pentru că automat are mai mult sos și de asta are mai puține proteine față de acesta. Dar și acesta este o alternativă bună. De asemenea avem foarte, foarte multe tipuri de pește pe aici, bogat în omega 3. Vă disper, știu, dar este foarte important să mâncați pește care să aibă grăsimi sănătoase și anume omega 3. Avem și șprot afumat, sos de roșii, prot în ulei de floarea soarelui, file de herring, tot așa 2,99 lei. Le puteți combina de asemenea cu o sursă vegetală de proteină. La ce mă refer cu asta? Conservă cu fasole roșie sau fasole albă. Aveți aici
fasole albă, 2 lei cu bob lung și fasole roșie, kidney beans, 2,39 lei. Dacă vreți să complicați lucrurile, aveți și năut, 2,89 lei pentru o conservă întreagă și dacă vreți un ton cu calorii mai multe, avem și porumb dulce la conservă, 2,39 lei. Sau dacă sunteți mai ciudat și faceți combinații ciudate ca mine, puteți să vă cumpărați și mazăre, tot așa un conținut mai bogat de calorii, dar și de proteină, 3,49 lei pentru o conservă întreagă. Și am ajuns și la clasic, 2,50 lei, rondele de orez cu 7 semințe, avem cu semințe de floarea soarelui, cu sare de Himalaya, doar 2,50 lei. Puteți să le combinați cu toate snack-urile pe care vi le-am mai arătat adineaur. Doar 2,49 lei pentru rondele de orez, 120 de grame, 2,49 lei, e cel mai bun preț pe care l-am văzut până acum, sincer. Rondele de orez brune, cu sare, fără sare, conținut redus de sare, semințe de in, semințe de floarea soarelui, foarte multe sortimente, cu crișcă și amarant. Am găsit foarte multe sortimente aici la Lidl de rondele de orez, așa că puteți să dați o fugă și să aruncați voi o privire să vă alegeți rondele de orez preferate și care să se muleze pe necesarul vostru caloric, pentru că fiecare din ele un conținut mai ridicat sau mai scăzut de calorii. Și am terminat aceste mini cumpărături pentru că nu m-am putut abține, trebuia să iau fasolea aceasta și salata de ardei, cap Iacob. Poftim? Păi și dacă ieșim avem voie să ieșim afară? Da, magazin nu. Top. Da, bine, bine. Acum am ieșit din magazin ca să putem să filmăm, dar avem și salamul acesta off topic, 6 lei a costat, deci nu-l bag în acest challenge. 14 grame de grăsimi, 22 proteină, știu că nu-i deloc sănătos, dar... Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați neapărat să lăsați un like și un subscribe și să-mi scrieți în comentarii în ce magazin mai vreți să mai merg și să fac acest vlog. Și neapărat să lăsați un follow pe Instagram, fiindcă acolo postez zilnic absolut tot ce mănânc și ne vedem la următorul vlog. Hashtag maniac. Bye.